Făcători ori catastrofe. Unii dintre ei cresc și ajung, de exemplu, primari, dar tot nu renunță la acest vis. În Mehedinți, primarul și consilierii locali și l-au transformat în realitate, trecându-și numele pe Monumentul Eroilor. În memoria eroilor ostași, stă scris cu litere mari pe monumentul care, teoretic, ar trebui să fie închinat celor căzuți la datorie. Când te uiți pe placa comemorativă, descoperi însă că eroii satului sunt alții, adică primarul și consilierii locali. Anul trecut au refăcut monumentul și au vrut să apară și ei în istoria comunei. Au dat jos placa eroilor și au pus o placă pe care și-au scris numele în negru pe alb. Au avut însă ceva probleme cu limba română. E gravă situația. Probabil că a fost iarsă. Anul trecut au făcut renovare. De atunci, primarul s-a transformat în erou al neamului. Un erou viu însă, care dă și explicații. Când faci o investiție sau o lucrare, un obiectiv, de ce a făcut? E o epidemie de asta, grandă, cum să-i mai zic. Dar sătenii n-au nevoie de eroi la primărie și nici de satui, ci de investiții. Apă, n-avem drumurile, chiar s-a făcut găuri. Când plouă, ei morți în spate și așa duci la grob. N-au de niciunele, dar primăria bagă bani în proiecte care mai de care mai năstrușnice. De exemplu, o fântână care se învârte după soare. Să fie acordată la o conductă de coniac, la o conductă de bere. Pentru contribuabil. Să fură bani, să face totul pe ascuns. Nu se spune nimic în consiliul local. Noi suntem marionete. Deocamdată, primarul stă bine mersi în fotolul său și se bucură de nou dobânditul statut de erou. Ziua a început cu vreme foarte rea pentru locuitorii din vestul țării, iar veștile